Dar nu știu, bărbile, aici am mai... Ce m-a jucat și eu să mă dăm... Acestea sunt ultimele imagini în care apare tânărul din Prahova. El este în stânga, despărțit de ceilalți prieteni care se bălăcesc aproape de mal. E seară, vântul crește în intensitate și valurile sunt tot mai mari. Aude și pe ăsta. Opa, dă-le! Rupei! Ce l-a tras pe ăla? Odată cu valurile cresc în intensitate și curenții de fund. Tânărul se distanțează tot mai mult de mal, iar ceilalți trei prieteni nu bagă de seamă, când în cele din urmă își dau seama că nu-l mai văd, e prea târziu. Anunță pompieri, încep căutările, scafandrii cercetează fundul mării ori în șir, noapte și zi. Luni seara marea l-a ridicat la suprafață, iar salvamarii l-au zărit imediat. Ușor. Un salvamar cu un caiac și alți doi în apă au adus trupul neînsuflețit la mal. Trupul recuperat din mare a fost dat familiei care se pregătește acum de funeralii.